Recolta a fost strânsă, așa că gospodarii de prin sate au început să-și pregătească grădinile pentru iarnă. În timp ce unii greblează și mătură, alții și-au scos din debara hărlețele și furcile și s-au apucat de săpată în grădini. Aici nu încapi tractorul și aici numai de mână trebuie numai decât de săpat. Pe Ana Sergeevici am găsit-o în grădină în timp ce săpa. La 78 de ani, femeia spune că pământul trebuie îngrijit anul împrejur. Ia că săpăm și iarna mai chică zapada și se moaie bolgoriște și primăvara mai moale pământul și mai gine să punem în pământ. Ajută că dacă eu o săpa primăvara, apă bolgoriște ei nu se moaie. Și nu ieșe ea cum roadă. Ce să-ți bați joc de pământ? Pământ trebuie îngrijit, pământ trebuie pregătit. Deși pământ, dacă noi nu lucrăm la pământ, cu ce să ne hrănim? Dacă pământul nu este arat, anul următor nu va fi roadă, susțin oamenii. Să arăt pământul să înnoiește, să el tătăvară și bruiant și ieși însămânat în grădină, să își pierde, dar el tot iarna se acumulează acolo în mizală. Să înnoiește din nou tot. Primăvară e o putere nouă are pământ. Dacă nu sară, nu se face nimic. Nu sară, nu poți lucra la anul viitor nimic, primăvară. Trebuie la timp făcut toamnă. Până nu am dat înghețul. Și se iei pământul puțin umid, cât de puțin, măcar la 25-27 centimi. Dacă nu e pământul la asta, adâncime umidă, de cealaltă parte, specialiștii susțin că pentru a obține o roadă bună, solul nu trebuie să fie arat. În cadrul interviului episod de la TV Nord, doctorul habilitat în științe agricole Boris Boincean a spus că sunt mai multe modalități pentru a spori fertilitatea solului. Omul și-a imaginat că el are drept să dominezi natura, fără că să ținem cont cum natura lucrează. Natura nu lasă solul gol niciodată, deci natura nu are niciodată. Natura are o diversitate mult mai mare de culturi decât noi avem. Sunt patru principii de bază a sistemului conservativ de agricultură, adică disturbația minimă a solului, cât mai puțin să-l deranjăm, să-l lăsăm permanent acoperit cu mulci, așa cum natură, îl las sub veșmânt, să avem o diversitate mai mare de culturi în cadrul salamentului, ceea ce cu părere de rău la noi nu se respectă, și de a integra animalele, vitaritul cu fitotehnie, pentru a restabili fertilitatea solului. Pregătirea solului pentru sezonul următor începe în luna octombrie.